documentat pe acest caz, a fost chiar o întâmplare nefericită. Am înțeles că este un șofer care, în privința căruia nu sunt încălcări, care conducea cu adevărat mai responsabil unitatea de transport față de alții, dar a avut ghinionul, a avut nenorocul să pățească un asemenea caz la capăt de rută sau unde acolo, la telecentrul în stația de sud, când a pornit din loc și n-a observat, n-a văzut. Copilul fiind mic, autobuzul, microbuzul fiind înalt, l-a lovit. Adică, nu știu în ce măsură acolo se poate, poate fi acuzat că a depășit viteza, a făcut o manevră periculoasă sau altceva. Singura obiecție care am înțeles-o vis-a-vis de acest caz este că a pornit poate mai brusc din loc față de cum ar trebui să pornească. Nu știu, asta ceea ce am informații care am auzit eu. Dar din ceea ce ne-am documentat, tocmai că nu este unul dintre șoferii obraznici, ca să spun așa, care are încălcări și așa mai departe. Dar în contextul la tot, din păcate, și acest caz tragic, în contextul la tot ceea ce se întâmplă în oraș cu microbuzele, și aici obiecțiile sunt din partea tuturor participanților la trafic, adică tuturor celor care cer bus cu mașinile private. Obiecțiile sunt din partea tuturor călătorilor, care îi struncină și îi scutură și îi aruncă dintr-o parte în alta și îi frânează în loc și îi pornește din loc și îi aruncă în spate și se comportă urât cu ei și trece de la roșu și toate celelalte. Aici obiecții sunt din partea opiniei publice, societății civile, preții și mai departe. Adică în context la toate, din păcate și acest caz s-a înscris la abuzuri.